Bine v-am găsit! Sunt Brândușa Ver și vom parcurge devoționalul împreună. Textul se găsește în Luca 2 cu 7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Îngerii fuseseră uimiți de mărețul plan al răscumpărării. Ei urmau să vadă cum avea să-l primească poporul lui Dumnezeu pe fiul său îmbrăcat în haina naturii umane. Îngeri cerești au coborât în țara poporului ales. Alte națiuni se țineau de legende și se închinau la dumnezei falși. În țara unde se descoperise slava lui Dumnezeu și unde strălucise lumina profeției, au venit îngeri. Ei au mers nevăzuți la Ierusalim, la cei aleși să explice profețiile sfinte și la slujitorii casei lui Dumnezeu. Deja lui Zaharia, preotul, în timp ce slujea la altar, i se vestise apropiata venirea lui Hristos. Deja înainte mărgătorul era născut, iar misiunea sa era dovedită prin minuni și profeție. Vestea despre nașterea lui și despre minunata semnificație a misiunii lui se răspândise pretutindeni. Cu toate acestea, Ierusalimul nu se pregătea să-și primească Mântuitorul. Cu uimire, mesagerii din cer priveau la nepăsarea acestui popor pe care Dumnezeu îl chemase să transmită lumii lumina adevărului sfânt. Națiunea iudaică fusese păstrată ca martoră că Hristos trebuia să se nască din sămânța lui Avraam și din dinastia lui David. Dar cu toate acestea, oamenii nu știau că venirea lui era acum apropiată. În templu, jertfa de dimineață și de seară arăta zilnic spre mielul lui Dumnezeu. Dar nici aici nu se făcea nicio pregătire pentru primirea sa. Preoții și învățătorii națiunii nu știau că cel mai mare eveniment al veacurilor era gata să se producă. Ei își repetau rugăciunile fără înțeles și îndeplineau ritualurile de închinare pentru a fi văzuți de oameni. Dar în goana lor după bogății și onoruri lumești, nu erau pregătiți pentru descoperirea lui Mesia. Aceeași indiferență stăpânea toată țara lui Israel. Inimile egoiste și acaparate de lume nu erau mișcate de bucuria care făcea să tresalte tot cerul. Doar câțiva doreau cu ardoare să-l vadă pe cel nevăzut. Acestora le-a fost transmisă solia cerească. Oamenii nu știau lucrul acesta, dar vestea a umplut cerul de bucurie. Cu un interes tot mai profund și mai călduros, ființele sfinte din lumea luminii erau atrase spre pământ. Lumea întreagă era mai strălucitoare datorită prezenței sale. Este inima mea pregătită astăzi să-L primească pe Iisus, Mesia? Vă doresc o zi binecuvântată!